asta e destul de puțin lucru față de ce făceau contemporanii și față de ceea ce va urma, pentru că din 1714 încolo este cascada evenimentelor dramatice, sângeroase. Pentru familia Brâncoveanu. Și pentru familia Cantacuzino, care îl supraviețuiește numai 2 ani, da. Având pe urmă aceeași soartă de mâna acelorași călăi. Ce aș fi vrut însă să adaug este că, din fericire, biserica a intrat acum în restaurare, da, și este încredințată competenții și experienții unui artist autentic, Dan Mohanu, care împreună cu elevii lui a întreprins această operație migăloasă. Sunt convins că ea va avea tot atâta succes cât... cum a avut la Stavropole, exact, de același om. Da. Da. Altă povestioară. Încă o povestioară. Timpul ne aleargă din urmă. Timpul și ne prinde. Timpul ne aleargă din urmă, da, din nefericire. Și povestioară. Da, bine. Să spunem atunci povestioare și atunci nu o să spunem o povestioară, ci o să o citim din textul cuiva care a scris-o mult mai bine decât aș putea o povesti eu. Și ca să spunem o povestioară extrem de amuzantă, despre care de altfel am și reprodus-o în ghidul acesta, am Dionisie să citesc, da, această istorie a fost povestită de istoricul Dionisie Ecleziacul și se referă la voivodul Hangerli, despre care se spune că e mormântat, cum spuneați, în Biserica Sfântul Spiridon. Deși eu n-am văzut mormântul acolo, acolo sunt marcați numai Ghiculești. Dar tradiția spune că este mormântat acolo. Hangerli era un grec și ca orice grec, avea acel spirit pe care noi l-am moștenit și pe care eu îl numesc spiritul dâmbovițean. Pentru că este acel spirit extrem de insezizabil, acel spirit care scapă din orice împrejurare cu un surâs, uneori cu un râjet, și te face să supraviețuiești, spiritul dâmbovițean, moștenit poate de noi de la greci. Și deci acest Hangerli era un domn destul de zgârcit. Se spune de altfel că grecii sunt zgârciți și e un lucru pe care eu nu îl iubesc, pentru că se pare că în trecutul îndepărtat și eu am ascendență greacă. Deci Hangerli a fost vizitat de amiralul turc Hüseyin Küçük, care era protectorul lui. Și Hüseyin Küçük a dorit, a fost evident întâmpinat cu un fastul uitor, i s-au pus la dispoziție palate, tot ce vroia, și iată îi dau cuvântul lui, asta s-a întâmplat în 1799. Turcul i-a cerut grecului să-i cheme la Zaiafet pe boierii români împreună cu cucoanele lor. Hangerli se găsea sfâșiat între două imperative, aceea de a îi face pe plac turcului prea puternic și aceea de a nu-și supăra boierii de asemenea prea puternici. În mintea lui a venit o idee extrem de dâmbovițeană pe care Dionisie Ecleziacul o povestește cu aceste foarte suculente cuvinte. A trimis pe postelnicul cel mare și pe cămărași, de-au adus muieri podărese de la podul Mogoșoai, deci erau podărese, ședeau pe pod. Cu alte cuvinte, femei de stradă. El explică imediat, curve și cârciumărese. Da, o explică pur și simplu. Însă au ales muieri mai chipeșe și mai frumoase și le-a îmbrăcat cu haine frumoase din cămara lui Vodă, făgăduindu-le daruri domnești să facă voia lui Capitan Pașa și a galelor lui și să se sloboază la chefuri. Deci, la vremea mesei, le-a poftit la masă să șează cu boierii și, aducându-le velpostelnicul, le-a numit că sunt cucoanele boierilor, arătând: iată, aceasta e Brâncoveanca, aceasta Goleasca, aceasta e Corneasca, aceasta e Cutare și aceasta Cutare. Capitan Pașa, văzându-le, s-a bucurat și, șezând la masă cu boierii și Vodă și Capitan Pașa cu agalele, zicându-le muzicile la masă, și după ce au mâncat, s-au sculat și, ridicând masa, a poruncit Pașa să joace boierii cu cucoanele lor. Și-au jucat. Și țin jocuri până seara și iarăși puim masa. Și după masă, jucând până în puterea nopții, au zis
căpitan Pașa lui Vodă să-i oprească pe una mai aleasă pentru culcare. Că știe el că sunt bucureșteni cele doritoare de împreunări. Și așa s-a și făcut. Și celelalte le-au dat la patul agalelor. Și boierii s-au dus la casele lor. Aici adaug eu cu coada între picioare. Poruncind Vodă postelnicului să spună muierilor să le facă cu voie. Iar dimineața, atenție, au dăruit turcii pe muieri bine, socotind că sunt cu coanele boierilor, și le-au slobozit. Apoi cămărașul le-a dezbrăcat de hainele ce le-au fost îmbrăcat și le-a dat drumul. Mai trecând vreo 2-3 zile, căpitan Pașa a plecat. Zgârcitul grecotei le-a luat hainele înapoi. Pe de altă parte însă, trebuie să ne amintim că la vremea aceea o rochie de boieroaică era un obiect extraordinar de scump. Deci de metri de mătăsuri, da, catifele, broderii brocate, de pietre prețioase și aur. Deci iată cum cu acel spirit bucureștean, dumbovițean de care vă spuneam, Hangerlie a scăpat cu fața curată, cu ciuc. A fost încântat că a avut boieroaicele la pat, cum spune chiar Dionisie Ecleziarhul, iar boierii s-au dus liniștiți acasă și și-au râs în barbă. Găsindu-și acasă nevestele cele adevărate, fratele bine, bine păzite. Dar Hangerlie, în orice caz, dintr-un motiv sau altul, va plăti scump, pentru că peste da. Numai o lună vine un alt trimis al porții care îi taie capul. Așa ce încât... Ce v-a să zică, v-a da. Să zică? Nu știu, probabil că fusese oricum denunțat de unul sau altul dintre boierii care îl dușmăneau și care, în sfârșit, aveau toată dreptatea să îl acuze că sporise impozitele, impusese o fiscalitate cu totul exagerată. Oricum, el capul, a ajuns oricum să sfârșească și el ca Brâncoveanu. Grozăvie, o grozăvie a timpurilor trecute. Da, bietul Brâncoveanu a fost decapitat, dar nu înainte de a vedea cum este decapitat sfetnicul lui și cum sunt decapitați toți cei patru fii. Și aici o istorioară pe care nu știu dacă vreți să o amintim, aceea a mormântului lui Brâncoveanu. Da, sigur că da. La Biserica Sfântul Gheorghe. Așa Sfântul este. Gheorghe nou, da. Nu s-a știut niciodată. Nu s-a știut niciodată până prin 1906-7, cred. 14, sau chiar. 14, da. Știam da, vag da. Data. Unde zace trupul lui Brâncoveanu? S-a crezut că s-a pierdut. La începutul secolului 20, deci în 1914, a fost scoasă de deasupra unui mormânt necunoscut, fără piatră, din Biserica Sfântul Gheorghe, marea candelă de argint lucrată extrem de complicat cu antrelacuri de flori și de frunze și a fost curățată. Cu ocazia acestei curățări s-a descoperit, ascunsă printre ornamente, o panglică pe care scria că acolo este înmormântat trupul lui Constantin Brâncoveanu, adus de soția lui, cumpărat în taină de la Istanbul după moarte, capul nu se știe dacă mai există sau unde s-a prefăcut în pulbere, și în felul acesta s-a aflat de-abia atunci că mormântul acestui voivod care și-a lăsat atâtea urme pe chipul Bucureștiului se află în Biserica Sfântul Gheorghe, ctitorită de el. Și după cum puteți vedea, are astăzi deasupra locului său de odihnă un sarcofag somptuos de marmură pe care este înscris numele celui care a vrut să fie ctitora acestei ofrande, acestui gest pios, semnând, aș zice fără umilință creștină, roaba lui Dumnezeu Marta, principesă Bibescu. Umilința creștină este un lucru limitat pe valorile da, Dâmboviței. Da, da, da. Ați avut un articol, Henri Stahl, Bucureștii ce se duc. Da, e o carte fermecătoare.